Bine ați revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Pentru astăzi, rețeta zilei este o salată simplă de vară. Am pus deja câteva, un amestec de frunze verzi, cumpărate ca atare, la care este un mix de primăvară, așa numit, l-am mai folosit deja. Am pus deja vinegretă, am amestecat ulei de măsline cu sare și zeamă de lămâie și am tăiat cubulețe jumătate de măr, brânză de capră, vom mai adăuga semințe de dovleac și aceste se cheamă inimi de cânepă, hemp hearts sau grain de chanvre, nu foarte multe, cam o lingură, îi dau o textură foarte bună și sunt și sănătoase, la fel și semințele de dovleac, un pic mai mult de lingură. Le amestecăm și asta este salata, este consistentă, are și brânză și măr și semințe, deci este numai bună pentru un prânz lejer de vară. Dacă vreți, puteți să adăugați și crutoane, dar sau o baghetă, să o mâncați cu baghetă, dar eu zic că este suficient și doar atât. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, vă așteptăm cu un like, subscribe și, bineînțeles, nu uitați de clopoțel. Până data viitoare, vă mulțumim că ne urmăriți și vă așteptăm, cum v-am mai spus, cu propuneri pentru alte videouri pe care le-ați vrea să le vedeți făcute de noi. Până atunci, vă spunem la revedere! Ciao!